Ceremonia de predare a artefactului a avut loc la prefectura Gorj în prezența autorităților locale și județene. Monstranța are o valoare inestimabilă pentru Biserica Catolică din Vatican. Este un obiect din aur folosit pe altarul din interiorul bisericii. Evenimente foarte importante. Perché c'è una cerimonia normalmente domenica sera. Există o ceremonie duminica seara. Verso le 4. La ora 4. I fedeli vanno in chiesa. E si mette questo strumento che si chiama ostensorio. Și acest instrument care se numește ostensorio sau monstranță. E si usa l'incenso. Fumo profumato. Se pune, mă rog, ceva care emană fum parfumat. Obiectul de cult catolic a fost recuperat de polițiștii gorjeni în anul 2011, când un tânăr din Scoarța a vrut să-l sfințească la o mănăstire din Gorj. Preoții și-au dat seama de valoarea obiectului și au anunțat poliția, care a recuperat bunul și l-a dat în custodia muzeului. În cauză este unul specific ritului catolic, ci nu celui ortodox. Ulterior au fost efectuate cercetări cu privire la proveniența bunului, stabilindu-se că acesta a fost furat în anul 2007 dintr-o biserică din localitatea Orta Nova, din Italia. A urmat o colaborare strânsă cu autoritățile italiene. Obiectul sfânt s-a aflat în custodia Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu până la predarea lui. În sfârșit, după 2 ani de zile, care a inclus și un proces în prima parte, parte penală, în partea a doua s-a transformat în parte civilă, posesorul în cauză, adică piesa de cult catolică, specifică lumii catolice, a intrat în posesia autorităților italiene. Delegația italiană a vizitat operele lui Constantin Brâncuș din Parcul Central și Parcul Coloanei Infinitului.